vise, trăiri spirituale, experiențe. Există din ce în ce mai mulți cititori de-ai mei care îmi transmit visele lor, trăirile lor spirituale și experiențele lor individuale, după care mă roagă să le destăinui sensul acestora. Eu apreciez faptul că acești cititori apelează la mine, deoarece aceasta o pot considera a fi un indiciu al faptului că ei mă apreciază și au mare încredere în mine. Eu sunt un om spiritual și de aceea nu doresc să profit de încrederea oamenilor, ci doresc să spun adevărul. Visele, trăirile spirituale și experiențele din lumea reală sunt oferite omului de divinitate pentru ca ele să fie înțelese în mod profund. Înțelegerea profundă a acestora se face numai în regie proprie și conduce la dezvoltare spirituală. În consecință, nu este nevoie să apelezi la alți oameni care, de obicei, se autodenumesc vrăjitori, ghigitori, chiromanți, magicieni, gurus, profeți, etc. pentru a le înțelege. Acești vrăjitori, ghigitori, chiromanți, magicieni, gurus, profeți, etc. sunt oameni materialiști care îți oferă interpretarea lor pentru a obține avere și celebritate, însă această interpretare este întotdeauna eronată. Un om spiritual nu îți va oferi vreo interpretare a trăirilor tale, deoarece el știe faptul că acestea ți-au fost dăruite de divinitate numai ție și cu un scop foarte precis. În acest punct al discuției, este bine să înțelegem care este diferența dintre un om spiritual și unul materialist. Un om spiritual este un om care s-a reîntors la calitatea sa de om. Om este acela care se identifică cu spiritul din sine și se află în acest fel în legătură cu divinitatea. Un om materialist este acela care se identifică cu trupul său, dorește să profite cât mai mult de simțurile sale și să acumuleze cât mai multă avere, putere și celebritate prin orice metodă, deci chiar și prin minciună, escrocherie și crimă. De aceea, nu este înțelept să ai încredere vreodată într-un om materialist. Vrăjitorii, ghicitorii, chiromanți, magicienii, profeții, etc. sunt numai niște oameni materialiști care vor să mintă și să înșele în scopul de a obține mai multă avere, putere și celebritate. Chiar luând în calcul numai acest aspect, îți dai seama că nu are vreun rost să apelezi la serviciile lor. Nu ai nevoie să apelezi la serviciile cuiva pentru a-ți spune ce înseamnă visele, trăirile și experiențele tale, inclusiv din cauza faptului că ele ți-au fost dăruite în mod exclusiv ție, pentru ca tu însuți să le înțelegi prin cercetare, în regie proprie. În acest univers nu există ființă care să aibă vreo experiență identică cu altă ființă. Nu există așa ceva, deoarece divinitatea oferă fiecărei ființe trăiri proprii în funcție de caracteristicile specifice ale acelei ființe. Divinitatea știe în mod precis de ce trăiri are nevoie o anumită ființă. În următoarele rânduri,
îți voi oferi un exemplu. Imaginează-ți că tu și cu mine ne aflăm lângă un copac și ne uităm înspre acel copac. Amândoi vedem același copac. Cu toate acestea, datorită asimetriei copacului și a faptului că fiecare dintre noi se află într-un loc diferit de al celuilalt, fiecare dintre noi va vedea o parte diferită a scoarței copacului și a coroanei lui. Altfel spus, noi vedem același copac, însă forma pe care o vede fiecare nu este identică pentru fiecare. Din acest exemplu, ne dăm seama că divinitatea comunică pe două paliere. Primul palier de comunicare este cel prin care ea se exprimă atât mie, cât și ție și ne spune că acea formă la care ne uităm este un copac. Al doilea palier de comunicare constă din faptul că divinitatea ne destăinuie fiecăruia, în mod tainic, o formă diferită a copacului. Forma pe care mie mi-o destăinuie divinitatea este imposibil de descris în cuvinte, astfel încât să-ți o pot explica și ție, în speranța că o vei înțelege. De aici poți înțelege faptul că acea formă este o șoaptă tainică a divinității și care mi-e dedicată numai mie. Aceasta este valabil și pentru forma copacului pe care ți-o destăinuie ție. Numai ție îți este dedicată acea formă. Din acest exemplu, poți înțelege faptul că toate visele, trăirile și experiențele tale îți sunt dedicate numai ție. În acest univers nu există ceva întâmplător. Fiecare fir de iarbă, fiecare copac, fiecare gâză, fiecare veveriță, fiecare om pe care îl întâlnești și fiecare trăire pe care o ai, are o semnificație profundă pentru tine. Pentru a înțelege cât mai mult din aceste semnificații, este bine să trăiești viața în mod cât mai conștient. Pentru a fi cât mai conștient, este bine să practici spiritualitatea, ce constă din meditație, posturi corporale și respirație conștientă. În acest mod, vei înțelege din ce în ce mai multe și vei evolua spiritual. Observă cu atenție tot ceea ce trăiești, însă fără a evolua ceva, deci fără a gândi că este bine sau rău, că este frumos sau urât, că este inteligent sau prost, etc. Observă formele și fenomenele acestei lumi pe o durată lungă de timp, fără a le judeca. După o anumită perioadă de timp, înțelegerea va veni din sine și de la sine. Înțelegerea nu vine din minte și nici nu provine în urma unui efort. Ea are loc întotdeauna, fără efort, și vine întotdeauna din sine și de la sine. Învață să înțelegi.